Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Sandu Scobiuala și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt titlurile ediției. Un cutremur devastator de 7,8 grade pe scara Richter a făcut ravagii în Turcia. Printre victime nu sunt cetățeni moldoveni. Detalii vă spunem imediat. Aproximativ 8700 de cazuri de viroze și gripă au fost raportate în școlile și grădinițele din Republica Moldova la sfârșitul săptămânii trecute. Autoritățile municipale nu au găsit deocamdată soluții în ceea ce privește achitarea datoriilor întreprinderii Apa Canal Chișinău față de Premier Energy. Ce spun responsabilii, vedeți la știri. Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit sudul Turciei și a fost urmat de 42 de replici. Seismele s-au resimțit în toată zona de sud-est a Turciei, dar și în Liban, Siria și în Cipru. Peste 1000 de oameni au murit, iar alte 4000 au fost rănite. Autoritățile de la Ankara se tem că bilanțul victimelor ar putea crește dramatic în orele următoare. Autoritățile din Turcia au trimis echipe de urgență și provizii în regiunile afectate și au declarat alarmă de nivel 4, care presupune solicitarea de asistență internațională de urgență. Cel puțin 130 de clădiri s-au prăbușit sau au fost afectate serios în provincia aflată în apropierea epicentrului. Seismul a avut loc la ora locală 4 și 17, la o adâncime de aproximativ 17,9 km. Yakın arkadaşım vardı. Çocuklarını üst kattan kurtarmışlar. Kızının kolu sadece kırılmış. Ama altta kalan kardeşlerimizin durumu nedir? Süreç gösterecek. Şifa versin. Ben uyuyordum. Eşim beni uyandırdı. Ama çok şiddetli, korkunç bir depremdi tabii. Her taraftan ses geliyordu. Bayağı da sürdü yani. Ben tahminen 2 dakika kadar sürdü. Situată în zona unor plăci tectonice importante, Turcia este afectată deseori de cutremure. În 1999, 18.000 de persoane au murit în urma unui cutremur devastator care a lovit țara. Printre victimele cutremurului din sud-estul Turciei, la granița cu Siria, nu există cetățeni moldoveni răniți sau spitalizați. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, care a transmis un mesaj de condoleanță poporului turc. Și șefa statului, Maia Sandu, a declarat că Republica Moldova este solidară față de durerea provocată de seism. Responsabilii de la secția consulară sunt pregătiți să acorde asistența de specialitate, iar în caz de necesitate sau urgență consulară, cetățenii noștri pot solicita ajutor sau informații din partea misiunii diplomatice, inclusiv dacă sunt în posesie unor date vizând cetățenii Republicii Moldova din zonele afectate. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene reiterează că linia telefonică pentru urgențe consulare de la ambasada țării noastre de la Ankara este constituită în regim de permanență. În context, viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene Nicu Popescu a transmis un mesaj de compasiune în legătură cu producerea cutremurului puternic în sud-estul Turciei, la granița cu Siria. Într-un mesaj pe Twitter, oficialul a scris că urmărim îndeaproape veștile tragice din Turcia și Siria, ambele state fiind puternic afectate de un cutremur dezastruos. Exprimăm din numele Republicii Moldova cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor, în timp ce ne exprimăm speranța pentru recuperarea cât mai grabnică a răniților, a scris oficialul. Ulterior, și șefa statului Maia Sandu a scris pe Twitter că este profund întristată de veștile din Turcia și din țările vecine cauzate de cutremurul devastator din această noapte, iar gândurile noastre sunt către toți cei care au suferit în această catastrofă groaznică. În același timp, România a decis să trimită salvatori în Turcia. Potrivit unui comunicat al guvernului de la București, echipele de salvatori ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, împreună cu echipa medicală Smurt București, alături de personalul forțelor aeriene române, sunt deja pregătite pentru desfășurarea acestei misiuni de sprijin. Premierul Natalia Gavrilița cere sporirea sprijinului Uniunii Europene pentru Republica Moldova în lupta cu traficul de persoane, arme și bunuri din Ucraina, fenomene în creștere pe fundalul războiului de agresiune al Federației Ruse. Într-un articol al publicației americane Financial Times, șefa executivului de la Chișinău a declarat că nu își dorește ca riscurile de securitate și contrabanda să sporească. Traficul ilegal de arme, persoane și bunuri din Ucraina a reprezentat o amenințare majoră pentru țările UE, odată cu începutul invaziei Rusiei asupra Ucrainei în februarie
martie anul trecut, ca urmare a unei cantități mari de arme furnizate Kievului în ultimele 11 luni și de numărul mare de ucraineni care își părăsesc țara, scriu jurnaliștii americani. Ca răspuns, Bruxelles a înființat un centru de sprijin cu sediul în Republica Moldova, în încercarea de a contracara încercările de contrabandă. Inițiativa a reușit să stopeze contrabanda de arme și persoane, dar Moldova are nevoie de mai mult sprijin din partea Bruxelles-ului, declară Natalia Gavrilița pentru ziarul american. Ea a spus că se așteaptă ca în cadrul reuniunii Consiliului de Asociere UE-Republica Moldova, care va avea loc pe 7 februarie, discuțiile să acopere și subiectul dacă UE ar putea ajuta Moldova să-și consolideze securitatea la frontieră, astfel încât să devină contribuitoare de securitate, nu doar beneficiară. Chiar dacă societatea își dorește condamnarea imediată a persoanelor vizate în dosarele de mare rezonanță, pentru o justiție corectă este necesară respectarea tuturor procedurilor. În caz contrar, acestea câștigă la CEDO, iar din bugetul de stat le sunt achitate prejudicii. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Petru Frunze în cadrul emisiunii Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei. Potrivit parlamentarului, reforma justiției durează mai mult decât au anticipat guvernanții, pentru că sistemul opune rezistență schimbărilor. Societatea își dorește ca azi sau mâine fiecare persoană care a avut activități infracționale să fie imediat condamnat, arestat și condamnat. Iar acest lucru nu poate fi deoarece aceste elemente trebuie să fie în baza unor probe și, bineînțeles, unor proceduri legale care trebuie să fie respectate. Și atunci când prea repede grăbești, ulterior, statul Republica Moldova poate fi condamnat la CEDO. Deputatul spune că există progrese în domeniul stopării fenomenului finanțării ilegale a partidelor politice, însă guvernarea așteaptă condamnări definitive și virarea banilor confiscați în bugetul de stat. Este o rezistență, unii și procurori și judecători fac tot ce este posibil ca această guvernare să fie discreditată, ca ei după care să se simtă bine cu o altă guvernare, cum a mai fost cu Dodon sau Șor, fie în interiorul sectorului sau aș zice domeniul de justiție, bineînțeles, sunt diferite grupuri care unii își doresc această reformă, alții nu își doresc această reformă. Cum am menționat, că o parte din sistem vor fi nevoiți să plece sau să fie plecați în acest sistem, deoarece nu vor face față acelei evaluări care va fi efectuat. Deputatul PAS mai spune că prin recentele declarații ale lui Sergei Lavrov, potrivit cărora Republica Moldova ar putea deveni următoarea Ucraina, Federația Rusă își dorește ca oamenii să fie divizați, să fie panică, să fie conflicte și, în asemenea situație, să poată controla Republica Moldova. Eventuala aderare a Republicii Moldova la Alianța Nord-Atlantică rămâne un subiect sensibil pentru moldoveni. Vocea Basarabiei i-a întrebat pe locuitorii comunei Băcioi din municipiul Chișinău ce știu despre blocul politico-militar NATO, însă nu toți interlocutorii întâlniți în stradă au știut să răspundă la această întrebare. Pe de altă parte, experții susțin că nu toți oamenii sunt bine informați cu privire la rolul defensiv al Alianței. Unul dintre cele mai corecte blocuri militare în lume. Am încredere în trânsul. De ce? Pentru că am fost sub ocupația blocului de la Varșavia și știu consecințele. Srei, e ca și srei. De ce? Nu-mi plac inii, dar păi e tot locul să vâră cu războiul lor. Nu știu. N-ați auzit de așa organizație? Am auzit eu, dar eram pe când eram pe armată. Am înțeles că acolo lumea trăiește, niciodată n-am fost acolo, trăiești bine, dar noi tot trăiam bine, dar nu am înțeles ce să face pe fața pământului și gata, nu pot. Dar cu ce se ocupă organizația respectivă? NATO? Cu ajutoare, ne ajută. O reuniunea forțelor benefice, cred eu, care, mă rog, mențină pacea, eu așa mă gândesc eu, dar nu știu. Nu știu nimic. Dar ați auzit de așa organizație? Am auzit, dar nu. Nu știu. NATO este care țările să sunt NATO, separate de NATO. Dar care nu sunt separate, care nu sunt NATO, nu sunt separate. Acum Ucraina, dacă era NATO, nu se vără rușe. Așa se vără. Nu știu nimic. Dar ați auzit vreodată de așa organizație? Nu. Nu, nu-mi întrebă ce e. Ea ca și știu eu. Dar ce știți? Dar cu ce se ocupă ea? E... Ai să te duci și să slujești la dânșing. Nu știu nimic.
Da, ați auzit vreodată de așa organizație? Nu sunt ceva, America, nu știu, nu pot să vă spun nimic. NATO? Păi, e un bloc militar nord-atlantic, care e format în 49, mai scurt. Dar cu ce se ocupă? Cu războaie se ocupă. NATO este o organizație care apără interesele oamenilor în toată lumea. În toată lumea. Și e vorba că mai a să vă duceți la NATO, să vedeți și asta că cum ai să-ți nu-i organizației de ocupare. Oamenilor. Fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru, este de părere că moldovenii nu cunosc suficient despre rolul adevărat al NATO. Potrivit oficialului, cei mai expuși propagandei ruse sunt persoanele de vârsta a treia, cărora este complicat să le schimbi viziunea. Este foarte greu să lucrez cu ei, fiindcă ei nu cunosc, dar condamnă. Asta este lozinca lor. Ei știu, ei nu știu, de fapt, că NATO nu este o organizație ofensivă. NATO este o organizație doar pentru apărare. NATO înseamnă investiții foarte mari, NATO înseamnă reforme economice, ajutoare foarte mari, construcție de drumuri, de infrastructură și nu înseamnă armată. Recent, într-un interviu pentru Politico, președintele Maia Sandu a declarat că în societate există o discuție serioasă despre capacitatea noastră de a ne apăra, dacă o putem face singuri sau dacă ar trebui să facem parte dintr-o alianță mai mare. Totuși, Maia Sandu s-a ferit să numească alianța NATO ca un posibil deziderat de apărare al Republicii Moldova. Autoritățile municipale nu au găsit deocamdată soluții în ceea ce privește achitarea datoriilor întreprinderii Apă Canal Chișinău față de Premier Energy. Totuși, responsabilii dau asigurări că locuitorii capitalei vor primi apă în robinete. Anunțul a fost făcut de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Potrivit edilului, autoritatea publică locală va veni cu soluții pentru stingerea datoriilor către distribuitorul de electricitate Premier Energy. Apă Canal nu avea așa probleme câteva luni. Da, situația era dificilă, dar lucrurile erau cumva gestionabile. Până la scumpirile de 700% aproximativ la gaz, cu 300% la electricitate și, din câte vedem, urmează 300% la energie termică. Se bate palma acum la guvern despre faliment, se bate palma despre administrare externă a Apă Canal și se bate palma că această companie poate ajunge în contul datoriilor la un așa numit investitor privat. În replica anterior, vicepremierul Andrei Spânu a declarat că în loc să rezolve problema de la Apă Canal, Ion Ceban a decis să facă isterică și să șantajeze locuitorii capitalei. Scandalul legat de datoriile Apă Canal a pornit după ce reprezentanții furnizorului au cerut majorări de tarife și au anunțat că nu-și acoperă cheltuielile după ce a crescut tariful la energia electrică. Datoriile furnizorului de apă către Premier Energy se ridică la circa 70 de milioane de lei. Ultimul anunțase deconectări de la rețeaua electrică pentru blocul administrativ al Apă Canal, iar reprezentanții primăriei avertizau că acest lucru ar putea duce la sister de apă pentru consumatorii finali. Totuși, blocul administrativ a fost reconectat, iar cei de la Apă Canal au primit un răgaz până marți 7 februarie ca să-și achite datoriile. Aproximativ 8600 de cazuri de viroză și gripă au fost raportate în școlile și grădinițele din Republica Moldova la sfârșitul săptămânii trecute. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, peste 3500 de cazuri au fost atestate în grădiniță și peste 5000 în instituțiile de învățământ primar și secundar. Totodată, timp de o săptămână s-au îmbolnăvit inclusiv 162 de pedagogi și 64 de angajați auxiliari ai instituțiilor de învățământ. Potrivit datelor de la finele săptămânii trecute, în școlile și grădinițele din țară au fost înregistrate 58 de cazuri de infectare cu COVID-19, majoritatea în rândul copiilor. Cătălina Cazacu, la ei săi 27 de ani, a învins anorexia cu care a luptat 5 ani. Fata visa să facă actorie, așa că a decis să meargă la facultate în Marea Britanie. După primul an de studii, tânăra a început să se simtă singură, nu mai mulțumea nimic și avea un gol imens în suflet. De aici până la anorexie a fost un singur pas. Abia acum a prins curaj să povestească despre experiența traumatizantă prin care a trecut, pentru a fi de ajutor altor fete care se confruntă cu aceeași problemă. Că
Cătălina povestește că motivul anorexiei a fost stresul. De la 54 de kilograme, tânăra a ajuns să cântărească 45 de kilograme, fără să-și dea seama. Și treptat am început să scad în kilograme și nu mi-am dat seama, pentru că era o chestie foarte, foarte normală. Nu mi-era foame, nu mănânc, ok, fac ce vreau. Și într-un moment dat am înțeles că arăt într-un anumit fel și a venit gândul că probabil eu nu-s destul. Care ar fi modalitatea ca eu să fiu destul? Cătălina povestește că a avut mare noroc de părinți. Aceștia au încurajat-o și au ajutat-o să depășească disfuncția alimentară fără a-i aduce reproșuri, ba din contra, au reușit să o ajute să conștientizeze că are nevoie de ajutorul specialiștilor. Nu vrei pe pastile să stai? Bine, hai să găsim o altă modalitate, tu alegi. Și cumva tot drumul ăsta a fost alegerea mea, am fost la psihiatru care mi-a zis că am depresie anxioasă și drum așa direct spre suicid și am ales să merg la psiholog și la psihiatru. După ce s-a adresat după ajutor la specialiști, Cătălina a început să-și revină și a făcut prieteni noi, s-a dedicat artei și a uitat de defectele personale, prezența cărora o măcina o altă dată. Te tem să nu fii prost în societatea noastră. Te tem să nu fii sensibil, că o să fii folosit împotriva ta. Și subiectul ăsta, eu mult timp am crezut că, mă gândeam că eu nu vreau încă să-l spun, el nu-i lecuit pe deplin și el poate fi folosit împotriva mea. Dar acum, eu sunt bine. Cătălina Cazacu spune că anorexia este un subiect tabu în societatea noastră, deși ar trebui să se vorbească tot mai mult despre asta. E foarte important să vorbim despre asta. E foarte important să le spunem oamenilor că dereglările alimentare există și acolo nu-i bine. Asta duce la anxietate, la depresie și foarte des la gândul că nu vrei să trăiești pentru că nu mai înțelegi de ce ești în starea asta. Și nu putem să ne aruncăm cu cuvinte că acolo e bine, acolo nu e bine deloc. Nutriționiștii susțin că mâncatul trebuie să fie o plăcere. Înfometarea, nopțile nedormite, dietele și lipsa de energie duc la disfuncții alimentare. Cum îți dai seama? Lipsa de energie este primul lucru care îți dă acolo semnal că tu nu ești bine. Că consumi prea mult decât te încarci. Hrana, până la urmă, e și o sursă de energie. Pentru că toate aceste lucruri din copilărie, de acolo, din perioada de diversificare, se lasă cu urmări mai târziu, când devenim adulți și apar tot felul de disfuncții alimentare. Alte cauze sau de ce ajungem să le avem, pentru că nu suntem mulțumiți și nu ne iubim corpul. Specialista spune că în ultima perioadă și copiii ajung să aibă disfuncții alimentare. În ultima perioadă, în cabinetul meu, au ajuns multe mămici cu copii. Copii, hai să zicem, de la vârsta de 8, 10, 12 ani, care refuză să mănânce sau, din contra, mănâncă prea mult. Și acolo mă duc iarăși. Încep a rezolva problema din perioada de diversificare alimentară și încerc să aflu cine este persoana responsabilă de regimul alimentar, pentru că nu tot timpul este mamă. În același timp, psihologii afirmă că cele mai importante sunt relațiile umane și susținerea din partea celor apropiați. Cel mai important este ca să avem o relație bună cu mediul familial. Eu cred că asta este foarte esențial și părinții trebuie să înțeleagă că nu este corect a se face un accent foarte mare pe constituția corporală, pentru că asta poate perturba imaginea corporală ulterioară. În cazul în care apar anumite dificultăți în percepția corporală, ne putem adresa neapărat nutriționistului, psihologului și ei vor colabora în vederea găsirii unui tratament și unei terapii corespunzătoare pacientului. În unele cazuri, pacienții sunt îndemnați sau li se recomandă să se adreseze și psihiatrului pentru prescrierea unui tratament medicamentos. Anorexia este o tulburare de alimentație cu implicații fizice și emoționale a celor care se tem într-un mod patologic de kilogramele în plus și, în consecință, se înfometează.
O minte sănătoasă într-un corp sănătos. Nu o singură dată am auzit această expresie care ne îndeamnă să optăm pentru un stil de viață sănătos și să evităm viciile sau lucrurile care pot dauna corpului nostru. Totuși, cât de disciplinați sunt moldovenii și ce cultură alimentară au? Răspunsul la această întrebare am încercat să-l aflăm de la trecătorii pe care i-am întâlnit pe străzile din Chișinău. O alimentație sănătoasă ne protejează de mai multe boli cronice, cum ar fi afecțiunile cardiovasculare, diabetul și cancerul. Mâncare variată, consumul rațional de sare, zahăr și grăsimi sunt doar câteva dintre regulile pentru o viață sănătoasă. Astfel i-am provocat pe oamenii întâlniți pe străzile capitalei să ne spună cât de variat este meniul lor. N-aș zice că e variat, că cam sărăcuți trăim. Pâine mănâncă mult. Neapărat dimineața la micul dejun, terși ceai, la prânz, o supă și o grecică, o perlovcă, adică nu știu cum pe moldovenesc. Carne? Includeți în eu pește? Carne neapărat, pește două ori pe săptămână, pește, drept că îl cumpărăm înghețat, că proaspăt e cam scump. Depinde de statutul lui social, care are posibilitate, e variat, dar care nu, el mănâncă ce este. Dar trebuie de respectat recomandările medicilor. Dimineața, de pildă, terci de ovăz, de hrișcă, uneori orez. Cum se spune că mâncarea, asta e plăcerea noastră și asta e moartea noastră. Și mâncarea este leacul nostru, dar leacul nostru este mâncarea. Meniul este variat? Nu cam, din cauza că prețurile sunt foarte mari la ceea ce aș dori. Dar acum ce mâncați? Ca de obicei, varză, borș, supă, câteodată mai cumpărăm și o bucată de cărniță. Variată? Hrișcă, ceai, pâine cu unt, salam, un buterbrod acolo. La amiază, numai decât felul întâi, felul doi și seara iar și un terci. În curs de zi mai mănâncă, e picieni, care și cum. Dar nu-i așa e. Ia cursul salată, cu deosebit șpinate, te-am adunat pomidor, cum. Я знаю, что дети мне вот тоже посоветовали, что нужно кушать побольше зелени. Вот, обязательно фрукты, яблоки, вот, овощи, какой-то супчик. Уже стало меньше мяса кушать. Ну, кредко есть и вариант. Ну, есть и вариант. Деменяться керч, карни, доори, псептамины, шачек и факт спорт, мол. Пеште, легуми, фрукты. Оладушки или там сырники и все. На обед? На обед первый суп. Замы мананк. Ши. Чинка мой мананк. Мананки ферити. Салатури. Оливье. Маймолт мананк. Legumia. Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna decembrie 2022, prețurile medii de consum au crescut cu aproape 1% față de noiembrie 2022. Moldovenii nu au încredere în statul Republica Moldova și în capacitatea acestuia de apărare, iar din acest motiv sunt dezorientați. Declarația aparține lui Anatol Șalaru, ex-ministru al apărării, și a fost făcută în cadrul emisiunii Punctul de Reflecție de la Vocea Basarabiei. Anatol Șalaru afirmă că o bună parte a cetățenilor Moldovei consideră că dacă scenariul ucrainean s-ar repeta în Republica Moldova, n-ar trebui să opunem rezistență. Lipsa sentimentului patriotic, ex-ministrul apărării o explică drept o consecință a propagandei ruse. Este rezultatul unei activități de zeci de ani a propagandei rusești, a serviciilor de spionaj rusești, care au inoculat în mintea sensibilă a moldovenilor stataliști ideea că Rusia este țara care exportă doar democrație și care exportă binele în lume. Rusia este țara care are dreptate întotdeauna. Rusia este țara care n-a dus niciun război, n-a pornit niciun război împotriva nimănui, n-a atacat pe nimeni niciodată, doar s-a apărat. Tot răul este în NATO, tot răul este în Statele Unite, în Occident, iar ei sunt cei mai pravoslavnici din toată lumea, ei sunt cei mai drepți, cei mai corecți și moldovenii noștri au căzut pradă acestei acțiuni subversive a spionajului rusesc, a mașinii de propagandă uriașă a Rusiei, care a spălat creierul nu numai a moldovenilor, vreau să vă spun că sunt multe victime și în Ucraina. Anatol Șalaru s-a referit și la găgăuzii din Republica Moldova, care în perioada represiunilor staliniste au avut cel mai mult de suferit, fiind deportați, executați sau murind de foame. Iar astăzi, găgăuzii sunt în totalitate cu lumea rusă.
Iar astăzi găgăuzii, unii din ei sunt gata să moară pentru lumea rusă. Păi, de exemplu, pe data de 2 februarie, acum s-au împlinit 9 ani de la cel cunoscut, acele cunoscute două referendumuri, când găgăuzii au fost pentru aderarea la lumea rusă și ieșirea din componența Republicii Moldova, în cazul în care Republica Moldova își schimbă statutul. Păi, ei au făcut parte din același plan pe care l-a realizat Rusia de crearea unui stat nou, Novorusia, ocuparea sudului Ucrainei, inclusiv Odessa, referendumul din Crimea, în Transnistria, Găgăuzia, Republica Bugeac și anexarea la Rusia. Fiind rugat să comenteze rezultatul unui sondaj realizat la comanda comunității Watchdog.md, potrivit căruia 25% din respondenți consideră că Vladimir Putin poartă cea mai mare vină pentru provocarea războiului din Ucraina, 17,7% cred că Statele Unite ale Americii, 12% au menționat că de vină e conducerea Ucrainei, 9% au spus NATO, Anatol Șalaru a făcut iarăși trimitere la propaganda rusă. Deci cei care au spus că Statele Unite, că NATO, că Zelenski sunt poartă vina pentru începerea acestui război, fac parte din același grup social, care sunt victimele propagandei rusești, unii din ei care sunt de naționalitate rusă și ei, indiferent de ce se întâmplă, ei sunt de partea Rusiei, că i-ați văzut și rușii din Statele Unite și din Germania, din toată lumea, ei sprijină politica externă a Rusiei și chiar dacă au fugit din Rusia, oricum ei rămân devotați idei panslavismului rusesc. Mai sunt foarte și opinii mulți. Diferite. Sunt opinii diferite, dar nu fac ăsta, nu schimbă situația. Ce subiecte a mai abordat jurnalista Valentina Ursu și ex-ministrul apărării Anatol Șalaru, aflați vizionând interviul integral pe paginile Facebook și YouTube Vocea Basarabiei. În a 348-a zi de război, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a declarat că situația de pe frontul din estul țării se năsprește, iar Rusia aruncă tot mai multe trupe în luptă. Ministrul apărării de la Kiev, Oleksiy Reznikov, spune că Ucraina se așteaptă la o ofensivă majoră din partea Rusiei în perioada în care se împlinește un an de la declanșarea războiului. Canada a trimis Ucrainei primul tank Leopard 2, iar trupele ucrainene vor începe antrenamentele pe aceste tancuri chiar de astăzi. Două rachete rusești au lovit în weekend centrul orașului Kharkov, în nord-estul Ucrainei, una dintre rachete lovind o clădire rezidențială. Ми даже не зрозуміли, даже не стали на время дивитися, скільки. Короче, взрив сильніший і все, це один міг і отак все случилось. Спасло те, що на нас мебель падала і за счёт мебелі ми живі остались. У мене тут ще этот подружка, її скоро сейчас забрала. У неї стекло були ранення. Ну, а так, в принципі, не віка, нічого. Забираємо, що можемо, евакуюємося далі. Zelenski a vorbit despre informațiile conform cărora Rusia pregătește unele acțiuni simbolice la împlinirea unui an de la declanșarea invaziei în Ucraina. Окремо по фронту вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити у лютому щось символічне, спробувати відігратися за їхні минулорічні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Дуже тяжко на Донеччині, запеклі бої, але як би не було тяжко, та яким би не був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати і використаємо кожен день, кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію і давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час. У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися і перемогти. Можливий наступ росіян ми все одно очікуємо в лютому. Ну, це просто з точки зору символізму. Це нелогічно з точки зору військової, бо вони ще не готові всі ресурси, але вони це роблять. Не вся західна зброя встигне приїхати, але ми готові. У нас вже є створені ресурси і резерви, якими ми спроможні стабілізувати і тримати удар. Forțele ruse au făcut progrese în est, pe măsură ce Moscova încearcă să captureze orașul Bahmut și să-și reînvie invazia după o serie de eșecuri pe câmpul de luptă din a doua jumătate a anului trecut.
Ministrul apărării a spus că ofensiva va fi lansată probabil în est, unde Rusia încearcă să captureze toată regiunea puternic industrializată Donbas, sau în sud, unde dorește să-și lărgească coridorul terestru până la peninsula ocupată a Crimeei. Statele Unite și alte guverne occidentale au promis miliarde de dolari în asistență militară nouă, inclusiv tancuri și vehicule de luptă de infanterie, pentru a ajuta Ucraina să reziste unui nou atac, precum și pentru a ajuta Kievul să lanseze o contraofensivă. Veneția a deschis în weekend faimosul carnaval. Turiștii sosiți în orașul italian având posibilitatea de a admira costumele de epocă, măștile specifice și o paradă de gondole. Sute de mii de turiști din întreaga lume se adună cu acest prilej în orașul din nordul Italiei pentru a participa la festivitățile care se vor încheia pe 21 februarie. Vestită piața San Marco, străzile, dar și gondolele de pe Marele Canal au fost pline. În taverne, restaurante și palate elegante au fost baluri și banchete, iar paradele, spectacolele cu focuri de artificii și serenadele au inundat Veneția cu bună dispoziție. Atmosfera a fost tipic venețiană. Peste tot au fost instalate tarabe cu măști de carnaval. Negustorii au vândut suvenire la tot pasul. După ce timp de 2 ani a fost organizat sub restricțiile stricte impuse de noul coronavirus, anul acesta carnavalul are loc din nou fără nicio restricție. La verdad que soy muy feliz de estar aquí en Venecia porque sé que es una fiesta muy grande y además que es para conocer un poco también la cultura italiana. Bellissimo, sono una valchiria, mi diverto un mondo qua. Che emozioni provi? Non è proprio difficile da spiegare, è così pieno dell'ambiente, le persone. È una città vivente, non puoi dire come ti senti. È una fantastica cosa, è magica. Cosa voglio più? Venite così sentite anche il spirito qua. Tradiția are mai mult de 8 secole, dar din 1979, de atunci când se organizează anual, acest eveniment practic s-a globalizat și este legat tot mai mult de culturile lumii. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu pierdeți principalul buletin de știri de la ora 18:30, prezentat de colegul nostru Octav Tarlapan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, urmează datele meteo. Potrivit prognozei meteorologilor, astăzi, 6 februarie, la nord și în centrul țării, vor cădea ninsori ușoare, vântul suflă din nord-vest, slab la moderat. Minus 5, minus 3 grade se înregistrează în partea de nord a țării, în centru sunt minus 3, minus 1 grad, iar maximele ating la sud 0 grade Celsius. Temperatura medie în capitală este de minus 2 grade, trecem în regiune, la București, termometrele indică 2 grade cu cer înnorat, la Iași 0 grade, iar la Kiev minus 1. La Roma se înregistrează 10 grade, iar la Atena 6 grade cu averse pe parcursul zilei. La Paris și Londra câte 8 grade cu soare. La Bruxelles 5, Berlin 1, iar cel mai cald va fi în capitala Spaniei, unde mercurul din termometre va urca până la 13 grade. Doamnelor, domnilor, așa arată vremea potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat.